istoria omorării balaurului și a sfârmării lui Bel, luată de la sfârșitul cărții lui Daniel. Și regele Astiag s-a adăugat la părinții săi și a luat Cirus Persul împărăția lui. Și a viețuit Daniel împreună cu regele acesta și a întrecut cu mărirea pe toți prietenii lui și era un idol la Babilonien pe care îl chema Bel și se cheltuiau la el în toată ziua făină de greu 12 măsuri, 40 de oi și 6 vedre de vin. Și regele îl cinstea pe el și mergea în toate zilele de îi se închina, iar Daniel se închina Dumnezeului său. Și a zis regele, pentru ce nu te închin lui Bel? Iar el a zis, pentru că nu cred în idolii făcuți de mâini, ci în Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul și pământul și are stăpânire peste tot trupul. Și a zis regele, Dar nu ți se pare ție că Bel este Dumnezeu viu? Nu vezi câte mănâncă și bea în toate zilele? Și a zis Daniel râzând, Nu te înșela stăpânia ta. Acesta este de lut în lăuntrul lui și, în afară de aramă, nici nu mănâncă, nici nu bea vreodată. Și mâniindu-se, regele a chemat pe preoții lui și le-a zis, De nu-mi veți spune cine este cel care mănâncă jerfa aceasta, veți muri. Iar de-mi veți arăta că Bel mănâncă acestea, Daniel va muri, pentru că a hulit pe Bel. Și a zis Daniel regelui, Așa să fie, după cuvântul tău. Și erau preoții lui Bel șaptezeci afară de femei și de prunci. Și a venit regele cu Daniel în templul lui Bel și au zis preoții lui Bel, Iată, noi ieșim afară, iar tu, rege, pune bucatele și vinul și închide ușa și o pecetulește cu inelul tău. Și dimineață când vei veni, de nu vei afla toate mâncate de bel, să murim noi sau, din potrivă, Daniel, cel care a mințit asupra noastră. Iar ei ziceau așa pentru că făcuseră pe sub masă intrare ascunsă și printr-aceea intrau totdeauna și mâncau acelea. Și după ce a ieșit ei și regele, a pus bucatele înaintea lui bel a poruncit Daniel slugilor sale și au adus cenușă și au presurat-o în tot templul în fața regelui. Și ieșind, au închis ușa și au pecetluit-o cu inelul regelui și s-au dus. Iar preoții au venit noaptea după obiceiul lor și femeile lor și pruncii lor și au mâncat și au băut. Și a venit dimineața regele și Daniel împreună cu el. Și a zis regele, Întregi sunt pecețile Daniele? Iar el a zis, Întregi, stăpâne, și, îndată ce au deschis ușa, uitându-se pe masă, regele a strigat cu glas mare: Mare, ești bel! și nu este la tine niciun vicleșug! și a râs Daniel, și a oprit pe rege ca să nu intre înăuntru și i-a zis: Vezi fața pământului și cunoaște ale cui sunt urmele acestea. Văd că sunt urme de bărbați, de femei și de prunci! și mânindu-se regele, atunci a prins pe preoți și pe femei și pe fiilor lor, și au arătat lui ușile cele ascunse prin care intrau și mâncau cele de pe masă, și i-a omorât pe ei regele și pe Bel l-a dat lui Daniel și l-a stricat pe el și capiștea lui. Și era un balaur mare într-un loc și îl cinsteau pe el babilonienii. Și a zis regele către Daniel, Oare vei zice că și acesta este de aramă? Acesta este viu și mănâncă și bea, nu vei mai putea zice că și acesta nu este Dumnezeu viu. Deci închină-te lui, și a zis Daniel, Domnului Dumnezeului meu mă voi închina, că acela este Dumnezeu viu, iar tu, o rege, dăm slobozenie și voi omorâ balaurul fără de sabie și fără de toiag. Și a zis regele, Ți-l dau ție. Și a luat Daniel rășină și seu și păr și le-a fiert la un loc și a făcut cocoloașe și le-a aruncat în gura balaurului și, mâncând, a pleznit balaurul. Și a zis Daniel, iată închinăciunile voastre! Și când au auzit babilonienii, s-au măhnit foarte și s-au pornit împotriva regelui. Și au zis, Iudeu s-a făcut regele! Pe bel l-a stricat, pe balaur l-a omorât și pe preoții a tăiat. Și venind la rege, i-au zis, Dăne nouă pe Daniel, iar de nu te vom ucide pe tine și casa ta. Și văzând regele că se pornise asupra lui foarte și silit fiind, a dat lor pe Daniel iar ei l-au aruncat într-o groapă cu lei și a fost acolo șase zile. Și erau în groapă șapte lei și le dădeau lor pe zi două trupuri de osândiți și două oi, iar atunci nu le-au dat lor nimic ca să mănânce pe Daniel. Și era atunci Avacum prooroc în țara iudeilor și acela fiersese fiertură și a pus pâine în scafă și mergea la câmp să ducă secerătorilor. Și a zis îngerul domnului către Avacum, du prânzul pe care l ai în Babilon lui Daniel în groapa leilor. Și a zis Avacum, Doamne, Babilonul nu l-am văzut și groapa nu știu unde este. Și l-a luat îngerul Domnului de creștet și, ținându-l de părul capului său, l-a pus în Babilon deasupra gropii într-o repeziciune a Duhului său. Și a strigat Avacum zicând, Daniele, Daniele, ia mâncarea pe care ți-a trimis soție Dumnezeu. Și a zis Daniel, O, Ți-ai adus aminte de mine, Dumnezeule, și n-ai părăsit pe cei care te caută și te iubesc pe tine. Și s-a sculat Daniel și a mâncat, iar îngerul Domnului îndată a adus pe Avacum la locul său. Iar regele a purces a șaptea zi să plângă pe Daniel și a venit la groapă, s-a uitat înăuntru și iată, Daniel ședea. Și a strigat regele cu glas mare zicând, Mare ești, Doamne Dumnezeul lui Daniel, și nu este altul afară de tine, și l-a scos pe el din groapă. Iar pe cei care voiseră pirea lui i-a aruncat în groapă și au mâncat leii dinaintea lui.